bravo. Bună seara și bine v-am găsit! Dragi spectatori, stimați telespectatori și iubitori de folclor din toată țara, iată că suntem din nou împreună, după aproape 3 ani, aici, la Curtea de Argeș. Ne-a adus împreună nimeni altul decât tânărul interpret Valentin Samfira, pe care îl cunoaștem cu toții, îl îndrăgim. Este unul dintre cei mai talentați interpreți în ceea ce privește generația tânără din România la muzică populară. Știm cu toții că el vine din Gorj, are multe realizări, iar în această seară ne-a adus împreună pentru a-și lansa cel mai nou album, care se numește Mie lumea grija-mi poartă. Cred că unii poartă grija lui Valentin Samfira, o să aflăm de la el de ce, însă până atunci dați-mi voie să vă mulțumesc în mod special dumneavoastră, pentru că, iată, și de această dată ați venit alături de noi toți, alături de cântecul popular și alături de tot ceea ce înseamnă tradiție și folclor. Vreau să mulțumesc artiștilor, nume mari din folclorul românesc, care au răspuns prezent, și vreau să vă dezvălui că sunt nerăbdători să vină în fața dumneavoastră și să vă cânte. Mulțumesc lui Valentin pentru că a avut încredere în mine și în echipa mea de la Argeș TV, și vreau să mulțumesc acestor tineri minunați care au deschis spectacolul de aici, de la Curtea de Argeș, din această seară. Este vorba despre ansamblul Argeșul al Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu din Curtea de Argeș, coordonați de domnul profesor Mihai Velea. Merită aplauzele dumneavoastră din plin. Și vreau să vă spun că au adus în scenă o suită de Argeș. Pentru folclorul nostru românesc și pentru binele acestei nații. Vă mulțumesc pentru flori. Din partea primăriei și a cetățenilor. Din partea primăriei mulțumesc și a cetățenilor. Deschidem spectacolul cu Nicolae Datcu. Nicolae Datcu este din Prahova, are o voce caldă, curge precum Prahova la vale, are melodii frumoase cu care ne-a încântat de mai mulți ani. În această seară aduce în premieră câteva melodii pe care le-a imprimat cu orchestra Lăutarii de la Chișinău, condusă de maestrul Nicolae Botgros. Nicolae Datcu! Bine v-am găsit! Numai un pic, doamna Ioana, numai un pic, bună ziua, bine v-am găsit! Vreau să rectific ceva, m-ați mutat din orașul meu. Păi nu ești din Prahova, nu? Eu sunt de la Buzău, da, doamna. E pe aproape, pe acolo. Eu sunt Nicolae Datcu de la Buzău. Aplauze pentru doamna, să o încurajăm. Da, da. Am început bine, am greșit din prima. Da, nu-i nimic. Ești de la Dacă Buzău, spuneați că sunt din Benjing, mă bucuram mai mult, să știți. Nicolae Datcu. Mulțumesc, bine v-am găsit. Ce mă bucur mult să fiu alături de dumneavoastră. Ah, mi-era dor de dumneavoastră, românașii mei dragi. Hai să începem cu petrecere, da? Românii la sărbătoare se adună în casa mare. Haide! Hai cu sârba! Românii la sărbătoare se adună în casa mare. La părinți toți vin acasă și petrec la sfânta masă. Masa-i cu bucate multe de măicuța lor făcute. Vin și țuică în ulcele să uite de zile grele. Muzica.
surori, frați, de departe, la Crăciun, la Hram sau Paște. Vin acasă să petreacă, dorul de părinți să treacă. Românașul, un se duce, dorul acasă îl aduce. La căsuța părintească și la sârba românească. Ion, zai cu veselie! La curtea de Argeș, da? Când sârba frumos se răsună, joacă toți cu voie bună. Așa suntem și-om rămâne, pe unde ne-om duce lume. Lumea-i mare și frumoasă, dar nu-i ca la noi acasă. Prin străinui sărbătoare, fără casa noastră mare. Lumea-i mare și frumoasă, dar nu-i ca la noi acasă. Cu neamuri toți la olaltă, lângă mamă, lângă tată. Mulțumesc! Ce mai faceți, dragii mei? Cum mai sunteți? Cum? Mă așteptați, numai dumneavoastră, știu că am primit telefon. Știu că mă așteptați. Tot acolo locuiți, nu? Bine, după spectacol o să vă fac o vizită. Păcat că nu mai e Colinda acum, să vedem cu Colinda, dar o să vă fac o vizită. Dragii mei, următoarea melodie care urmează, mi-a dăruit-o cu drag un prieten bun, un om minunat care m-a ajutat foarte mult, care trece într-o perioadă mai grea și vreau ca împreună cu dumneavoastră și eu și dumneavoastră să ne rugăm la Dumnezeu să se facă mult mai repede bine, să se facă bine cât de repede se poate. Este un mare artist care am emoții pentru că m-a învățat multe lucruri. Ca să urc pe această scenă, m-a învățat cel mai frumos lucru, să vă respect pe dumneavoastră în primul rând și să respect cântecul popular. Să-i urăm sănătate multă maestrului Benone Sinulescu. Este bine, vorbesc cu soția în fiecare seară. Nu e ceea ce s-a spus în presă, sunt doar așa minciuni de moment. Și să-i urăm sănătate. Mi-a dat acest cântec, mi-a dat multe cântece, se numește De aș avea și eu căruță. Vedeți, în vremurile astea, când toți tinerii de astăzi își doresc cel mai puternic bolid, cea mai tare mașină, eu îmi doresc o căruță și o mândruță. Maestre, să meargă! Ia-o, hai, pentru Nea Beni! Sănătate! Zi-așa! Doamna Doina! De-aș avea și eu căruță, mi-aș găsi și o mândruță. Cărucioara mi-e mâna și mândruța mi-o cânta, verde, verde o viorea. Cărucioara mi-e mâna și mândruța mi-o cânta, verde, verde o viorea. De lămâiță n-am nici mândră, nici căruță. Și mă doare inima când am la cine cânta, verde, verde-o viorea. Și mă doare inima când am la cine cânta, verde, verde-o viorea. Într-o zi mergând pe vale, mi-a
ploaie și noroc în cale. O mândruță din era, din gurițe-mi cânta, verde, verde viorea. O mândruță din era, din gurițe-mi cânta, verde, verde viorea. După ce găsim mândruță, luam și o căruță, verde, verde viorea. Cărucioara mi-i mâna și mândruța mă cânta, verde, verde viorea. Am mai chiuit odată. Asta e veselie! Vreau să-i mulțumesc doamnei că mi-a dăruit un zgârdan de la frumos cusut cu mărgele, să vă dea Dumnezeu sănătate. Faceți lucruri frumoase, o să-l duc soției mele, dar mai am o rugăminte să nu-i spuneți că, doamna, că mă duc la cafea, da? Nu, că nu... Așa. Bravo. Nu știe. A, bine, mă ajut unul cu domn, dacă mă ajută. Bravo, aplauze pentru doamna, bravo! Da, mi-a spus doamna Irina Login când o să vin la dumneavoastră să vă transmit un mesaj din partea dânsei. Mi-a spus așa: dragii mei, vreau să spun că vă iubesc foarte mult și aș vrea să vă cânt un cântec pentru dumneavoastră, dragii mei. Dați-mi voie în astă seară, că am venit să vă cânt iară, că am venit să vă cânt iară. Și-am venit cu doruri multe, de la vâlenii de munte, tocmai de la Vitioara, să vă cânt cu inimioara. Vă mulțumesc din suflet și vă iubesc, dragii mei. Este mesajul de la doamna Irina, ce să fac? Da. Am o melodie acum, ce urmează, melodia ce urmează. Eu dedicăm pentru cei care... Aveți dușmani? Înseamnă că aveți. Eu le cânt să nu uite niciodată că răul care îl fac se întoarce, că roata se întoarce tot mereu. Hai, roată și ia roată. Te văd. E prea mult de povestit. Am trecut prin bunelele, dar am pădimit cu ele. Mulți mai cred ca vieții roată nu se întoarce niciodată, dar întoarce Domnul Sfânt la cel care a greșit. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și ia roată, mai întoarce-te odată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Au fugit când am căzut, au uitat că au stat cândva în casă la masa mea. Dar am auzit aseară că s-a întors roata iară. Pe mulți la pământ i-a pus, de pe dreapta cea de sus. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și ia roată, mai întoarce-te odată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Ia-mi stă, hai cu roata! Bravo, copii! Spune strofa asta. Tot omul are o soartă și o cruce care o poartă. Mergi cu ele cât
se poate, nu ne pune pe al spate. Omul bun de omenie trăiește cu bucurie, la altul amar nu face, roata vieții se întoarce. Hai, roată, te întoarce, că nu-mi dau dușmanii pace. Vino și fă rânduială pe a vieții scurtă scară. Hai, roată și ia roată, mai întoarce deodată, chiar de la mulți nu le place, răul făcut se întoarce. Se întoarce! Da, mulțumesc! Eu am uitat de ce am venit aici, aoleu! Hai că eu am venit la un prietenul meu, la Valentin Zafira. M-am luat cu vorba și am uitat. Vai, Valentine, îți mulțumesc pentru invitație. Aplauze pentru Valentin Zamfira! Ca să audă. Să audă că zic și de el acum. Ce să zic, că, bă, ai fost acolo și n-ai zis nimic de mine. Da. Este un coleg minunat, un prieten drag. Mie îmi plac foarte mult oamenii talentați și plini de viață. Mie nu-mi plac oamenii morocani, nu? Și ăștia supărăcioși. Sunteți supărat? Nu vă supărat? Nu sunteți supărat? Gata. Nu m-am uitat așa, am văzut că sunteți supărat, am crezut. Nu, dânsu-i vesel, vedeți că zâmbește. Să zâmbim cu toții! Smiley! Da, Valentin, să-ți dea Dumnezeu sănătate, noroc, viață lungă, știi că te iubesc, ești prietenul meu. De fiecare dată când m-ai invitat, am venit cu drag, tot mereu te-am susținut. Nu vine? A, nu mai vine, gata, rămân doar eu. N-am ce să vă fac. Am văzut că nu vă convine, dar asta e. Aplaudați dacă vreți să... Da. Hai să mai cânt un cântecel și gata, plecă. Poate trebuie să vină, vine? Nu mai vine, nu? Da. Doamna Ioana vă dă banii pe bilete înapoi. Să vă așezați la rând aici, face rând. Ce să vă fac? Hai! Hai cu vinul! Mai multă veselie că vine Safira. Hai noroc și bine, petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Hai noroc și bine, petreceți cu mine și în hora mare jucați fiecare. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-mi bea! Zi mai lăutare că focul e mare, inimioara-n frige cântă și-mi stinge. Zi mai lăutare că focul e mare, inimioara-n frige cântă și-mi stinge. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai noroc și-o-mi bea! Ia-uzi, bă! Cârșmăriță vine cu carafa plină, la prieten toarnă vinul rece-n cană. Adă vin la masă, chef mare se lasă, nu-mi duce acasă zorii când se varsă. Vinul de pietroasele alungă dorurile, la mulți ani paharul sus mai trage din arcuș. Cu prieten și un vin cu mai lăutarul e bătrân, știe ce vrea inima, hai norocul tău și-o-mi bea, mă! Ca indiene. Vă mulțumesc din suflet, să vă dea Dumnezeu sănătate și nu uitați, eu vă iubesc. Ne vedem la televizor. Mulțumim frumos, Nicolae Datcu. Mulțumesc, să rămână.